Un consumator nemulțumit de prestarea serviciilor unui dezvoltator imobiliar a reușit să-și întoarcă 23.000 de euro, bani achitați pentru un imobil. S-a întâmplat după ce persoana, care a încheiat un contract de investiții cu o companie imobiliară, s-a plâns la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieții, pe terăgenarea darii în exploatarea construcției. Consumatorul a solicitat agentului economic rezilierea contractului încheiat între părți pe motivul nerespectării condițiilor contractuale de către dezvoltator, ceea ce constituie un abuz din partea firmei. APCSP a înaintat un demers către compania de construcții vizată pentru a se expune asupra circumstanțelor invocate în plângere cu prezentarea dovezilor, în cazul unui dezacord privind acuzațiile aduse. Ca rezultat, compania a prezentat ordinile de transfer a sumelor bănești în contul consumatorului. Agenția a recepționat o petiție similară în anul 2017. Astfel, o consumatoare a investit banii fiicei sale aflate în străinătate în două imobile din sectorul hărășcani al capitalei. Din motivul nefinalizării lucrărilor de construcție ce necesitau a fi executate de către întreprinderea respectivă, femeia a solicitat rezilierea contractului încheiat și restituirea contravalorii apartamentelor procurate. Prin implicarea autorității de stat, abilitate cu funcție de protecție a drepturilor consumatorilor, femeii i s-a returnat integral valoarea investită în imobile, aproape 36.000 de, de euro.